este un studiu destul de amplu, în sensul că mărturisirea de credință este o mărturisire de credință în contrast cu multe altele destul de amplă. Sunt 32 de capitole, suntem în capitolul 5, deci mai avem mult de parcurs, dar este un ghid excepțional pentru a parcurge lucrurile esențiale a credinței creștine. De asemenea, există în istorie diverse catechisme care se ghidează după mărturisirea de credință a baptiștilor din 1689 și sunt un ghid extraordinar după care să ne ghidăm studiile noastre. Pentru unii s-ar putea să fie o surpriză că au existat baptiști la 1689. Baptismul este o credință, o mișcare veche. În niciun caz n-a început cu noi, n-a început cu bunicii noștri, n-a început în România. Baptismul este o mișcare, o lucrare a Domnului destul de veche, de sute de ani, care noi considerăm că în mare parte, cu fidelitate, reprezintă adevărul Scripturii și de aceea aderăm la această mărturisire de credință. Bun, haideți să începem și am să rog voluntari în această seară să mă ajute și să citească câte un punct din capitolul 5. Cine vrea să mă ajute să citească primul punct din acest capitol? Dumnezeu, bunul creator al tuturor lucrurilor, în puterea și înțelepciunea Lui infinite, susține, dirigează și guvernează toate ființele și lucrurile, de la cele mai mari până la cele mai neînsemnate, prin înțelepciunea Lui perfectă și providența Sa sfântă, în scopul pentru care au fost create. El conduce în acord cu preștiința Sa infalibilă și cu liberul și neschimbătorul sfat al propriei Sale voințe, într-o laudă a slavei înțelepciunii, puterii, dreptății Sale, a bunătății și milei Sale infinite. Amin. Bun, în primul rând începem cu întrebarea ce este providență, da? Ce este providența lui Dumnezeu? Dicționarul explicativ dă diverse definiții, de exemplu, planul divin prin care este prevăzut și orientat cursul evenimentelor astfel încât universul ca întreg și creaturile individuale să realizeze scopurile stabilite de Dumnezeu. Este, de fapt, o definiție foarte coerentă și corectă. Sau, o altă definiție din dicționar ar fi înțelepciunea supremă a divinității, a lui Dumnezeu, în conducerea lumii. Providența lui Dumnezeu este îndeplinirea decretelor lui Dumnezeu. Dacă am învățat până acum, în lecțiile trecute, despre decretele lui Dumnezeu, am văzut un prim pas spre împlinirea decretelor lui Dumnezeu prin împlinirea decretului a creației. Când Dumnezeu a zis să fie, decretul lui Dumnezeu de a crea universul acesta și cu tot ce este în el, s-a realizat. Existența a intrat în existență. Știu că sună ciudat, dar înainte de acel moment, existența fizică, materială, temporală nu exista. Nu exista. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al timpului, al spațiului, al materiei, nu este limitat de aceste lucruri. Dumnezeul nostru, spune Scriptura, este Duh. Este amaterial, aspațial, atemporal. Și dacă decretul lui Dumnezeu al creației se pune în funcțiune prin actul creativ al lui Dumnezeu, providența este o altă metodă prin care decretele lui Dumnezeu se împlinesc în fiecare zi, încât tot ceea ce Dumnezeu a decretat să se întâmple exact cum Dumnezeu a decretat. A. Hodge spune în felul următor: controlul providențial al lui Dumnezeu în toate lucrurile este execuția consecventă a scopurilor Sale eterne și imuabile, adică neschimbabile, da? Este lucrarea lui Dumnezeu ca în mod consecvent, în mod constant, să îndeplinească decretele lui Dumnezeu. Providența lui Dumnezeu este ceva în care Dumnezeu este implicat în mod personal. Dumnezeu în mod personal veghează, ne spune Scriptura, ca scopurile Sale, ca cuvântul Său, ca decretele Sale să fie îndeplinite. Asta nu este să spunem că dacă Dumnezeu n-ar veghea,
decretele sale nu ar fi împlinite. Să nu spunem prin asta că Dumnezeu cumva trebuie să fie foarte, foarte atent, că altfel, dacă nu este foarte atent și foarte implicat, ceea ce Dumnezeu a poruncit nu se va întâmpla. Nu asta este imaginea care vrem să o pictăm. Ci vrem să spunem că Dumnezeu pictează un tablou în care se arată ca și fiind implicat personal în împlinirea decretelor sale. El nu este pasiv, el nu este rece, el nu este, așa cum au propus unii în trecut, un ceasornicar care a făcut acest mare ceas, a învârtit de manivelă și acum l-a lăsat și cu siguranță se va întâmpla ce trebuie să se întâmple, pentru că l-a proiectat bine. Nu. Dumnezeu este implicat în mod personal în creația sa pentru a îndeplini scopurile sale, pentru a îndeplini decretele sale. Haideți acum să facem o analiză scurtă la fiecare capitol, fiecare subpunct din capitolul 5, începând cu primul. Prima întrebare, voi folosi același format care l-am folosit data trecută, vom încerca să interogăm textul mărturisirii și să folosim aceasta ca și un ghid. Prima întrebare este: cine face această lucrare a providenței? Și mărturisirea ne spune: Dumnezeu. Dar aceasta nu este suficient de clar și suficient de explicit, pentru că trebuie să ne răspundem la întrebarea: care e Dumnezeu? Cine este acest Dumnezeu? Și astăzi este o întrebare mai pertinentă decât oricând. Astăzi sunt tot felul de Dumnezei care sunt vehiculați ca și fiind Dumnezeul Scripturii, dar de fapt nu sunt. Astăzi sunt tot felul de idei despre Dumnezeu. Și mărturisirea specifică foarte bine, foarte corect, bunul creator al tuturor lucrurilor. Acesta poate fi doar unul singur. Acesta este Dumnezeul necreat, acesta este Dumnezeul infinit, acesta este Dumnezeul care nu are început, acesta este Dumnezeul care a creat toate lucrurile. Și aceasta este extrem de important de înțeles astăzi, mai ales când curenții filosofici, agnostici și ateiști sunt extrem de puternici și să pun întrebări de gen, întrebări de baraj la creștini. Ei, dacă Dumnezeu a creat Universul, cine l-a creat pe Dumnezeu? Și răspunsul este: nimeni. Nimeni. Este o greșeală de logică numită o eroare în categorii. Îl pui pe Dumnezeu într-o categorie numită făpturi sau lucruri create. Dumnezeu face parte dintr-o altă categorie în care este singur, și anume singurul care este necreat, existent prin sine. Dumnezeul Scripturii nu este un Dumnezeu care a fost creat, nu este un Dumnezeu care a evoluat. Dumnezeul Scripturii este un Dumnezeu veșnic, un Dumnezeu care a existat dintotdeauna, întotdeauna. Un Dumnezeu care este în afara timpului, în afara spațiului, în afara creației sale. El este sursa existenței, sursa vieții, sursa creației sale. Bunul creator al tuturor lucrurilor, și la această definiție se poate încadra unul singur. Nu pot fi doi, nu pot fi trei. Unul singur a putut să creeze totul. Da? Mergi într-o regresie infinită de cauze și efecte. Cauza ultimă trebuie să fie Dumnezeu. Acela este adevăratul Dumnezeu. Nu există cum presupun, de exemplu, mormonii. Mormonii cred, mormonii fiind politeiști, cred că există o sumedenie de Dumnezei. Cred că Dumnezeu, ca și noi, a fost un simplu om, o simplă făptură, și a evoluat, a ajuns ca să fie Dumnezeu. Cred că Dumnezeu are un tată și tatăl Dumnezeului în care ei cred are și el un tată și acela are și el un tată. Și de fapt există peste miliarde de galaxii, miliarde de Dumnezei. Și ei cred că și ei pot deveni Dumnezei și o să aibă propriile lor planete și galaxii. Vezi diferența între un asemenea Dumnezeu și bunul creator al tuturor lucrurilor. Tot ceea ce există, tot ceea ce este văzut, tot ceea ce este nevăzut, este creat de singurul Dumnezeu. Bun, ce face acest Dumnezeu? Mărturisirea ne spune că acest Dumnezeu susține, dirijează și guvernează. Ne descrie activitatea Lui referitor la providență cu aceste trei cuvinte. Susține. El susține
toate lucrurile. El susține existența. Coloseni 1 cu 17. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin, toate sunt susținute prin El. Da? Nimic nu se ține, nimic nu există, nimic nu poate să rămână în existență în afara acestui Dumnezeu. Evrei 1 cu 3. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. El ține toate lucrurile, da? Asta este o activitate constantă a providenței Lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi pentru această lucrare a Lui Dumnezeu de a susține existența ta, tu n-ai mai exista și eu n-aș mai exista. Noi suntem ținuți, păstrați în viață prin această lucrare a providenței Lui Dumnezeu. În al doilea rând, El dirijează. El dirijează lucrurile în așa fel încât să fie în concordanță cu voia Lui. Și Biblia ne arată în diverse locuri faptul că Dumnezeu dirijează lucrurile. De exemplu, în Proverbe 21 cu 1 ni se spune: inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă, pe care îl dirijează încotro vrea. În Daniel 2, la versetul 20 la 21, ni se spune că El, adică Dumnezeu, schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. Dumnezeu dirijează istoria. Dumnezeu dirijează inimile oamenilor. Dumnezeu dirijează țările, imperiile. Tot ceea ce se întâmplă în această lume, tot ceea ce se întâmplă între guverne, în parlamente, între împărați, între președinți, este dirijat de Dumnezeu. De asemenea, tot ceea ce se întâmplă la un nivel mai micro este dirijat de Dumnezeu. Și în ultimul rând, mărturisirea ne spune că Dumnezeu, în lucrarea sa providențială, guvernează lucrurile. Fapte 17, la 24, la 26 ne arată acest lucru. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și a pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viață, suflarea și toate lucrurile, El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor. El guvernează lucrurile. Da? El guvernează unde se trasează granițele țărilor. El guvernează unde trăiesc eu și unde trăiți dumneavoastră, unde ne-am născut, unde locuim. El guvernează aceste lucruri. De ce? Textul nostru ne spune: pentru că El este Cel care ne-a dat viață. El este Cel care are dreptul să facă lucrul acesta. Da? Următoarea întrebare, logic ar fi: asupra cui sau asupra la ce din creația sa exercită El providența sa, adică susține, dirigează și guvernează? Ce este cuprins în această acțiune? Mărturisirea ne spune: toate ființele și toate lucrurile. De la cele mai mari, cum ar fi, de exemplu, inima unui împărat, cum ar fi o națiune, cum ar fi istoria lumii acesteia, și sunt texte peste texte care dovedesc lucrul acesta, Dumnezeu acționează în providența sa asupra acestor oameni, asupra acestor evenimente deosebit de mari. Da? Cine va fi următorul președinte al României? Dumnezeu va rândui lucrul acesta. Da? Cine va fi următorul președinte în America? Dumnezeu va rândui. Care va fi următorul război? Dumnezeu este în control. Ce se va întâmpla cu tine în această seară? Când pleci de aici, Dumnezeu este în control. Da? Dumnezeu în providența sa. Până la cele mai neînsemnate, spune mărturisirea. Deci la cele importante și mari, la cele neînsemnate. Matei 10 cu 29 ni se spune în felul următor: nu se vând oare două vrăbii la un ban? Altfel spus, n-au o valoare, un ban doar. Se dau două la un ban. Și totuși, niciuna din ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru. Într-un sens, absolut nimic nu este neînsemnat. Dacă o vrabie trebuie să cadă la pământ,
conform planului lui Dumnezeu și nu cade la pământ. Este foarte semnificativ, fraților. Dacă un păr de-al meu trebuie să cadă în această seară și nu cade, sau dacă ar trebui să nu cadă și cade, este foarte semnificativ. Pentru că s-ar întâmpla ceva împotriva voinței lui Dumnezeu. Dacă cineva trebuie să fie în viață astăzi și nu este, sau dacă cineva trebuie ca să sisteze din existență în această seară și nu va asista, este extrem de semnificativ, indiferent cine este acea persoană. Pentru că ar violenta cunoștința lui Dumnezeu, pentru că ar violenta decretele lui Dumnezeu. Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. Ca tare, fiecare lucru din perspectiva lui Dumnezeu este extrem de semnificativ. Fiecare lucru este extrem de însemnat, pentru că El a rânduit fiecare lucru. Proverbe 16:33. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Dumnezeu. Ideea este că acel lucru care este aparent întâmplător, acel lucru este cel mai aleatoriu la întâmplare, acel lucru este de fapt hotărât de Dumnezeu. Doar versetul acesta, dacă l-ar înțelege cei care se duc, și este plin orașul nostru și ar crede, care se duc la păcănele și la mașini din astea, mai ales că le-ați rânduite de cei care le-au gândit ca să te bagi în faliment. N-ar mai merge oamenii la jocuri de noroc. Ar fi absurd să crezi că există așa ceva ca și noroc. Dumnezeu rânduiește toate lucrurile, de la cele mai mici și aparent neînsemnate, la cele mai importante și la cele mai mari. Cum? Cum face El? Adică cum poate El face aceste lucrări? Mărturisirea spune, în puterea și înțelepciunea Lui infinite. De aceea Dumnezeu poate ca să facă toate aceste lucruri. De aceea Dumnezeu poate să le rânduiască, poate să le lucreze, poate ca să le ducă la împlinire, pentru că puterea și înțelepciunea Lui sunt infinite. În Iov capitolul 11 avem acest tablou al lui Dumnezeu în care ni se spune așa: poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic, cât cerurile este de înaltă. Ce poți tu face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți tu ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Dumnezeu este infinit în înțelepciunea sa, în puterea sa. Altfel spus, nu există vreun efort din partea lui Dumnezeu. Fie el un efort intelectual, fie el o exercitare suplimentară de putere pentru a implementa providența sa. Dumnezeu nu este ca și noi. Își face planuri și după aia trebuie să transpire să le împlinească. Trebuie să consume ca să le împlinească. Dumnezeu este total, pentru lipsă de alt cuvânt, relaxat în exercitarea providenței sale. Dumnezeu nu este stresat că poate planul Lui are undeva o hibă. Că poate ceva s-ar putea să răstoarne planul Lui. Sau că poate s-ar putea să ajungă la un moment și să nu aibă suficientă putere să îndeplinească planul Său. Dumnezeu este calm. Dumnezeu are o înțelepciune, o cunoaștere infinită. Dumnezeu are o putere infinită. Dumnezeu nu transpiră. Dumnezeu nu trebuie să muncească în felul în care noi muncim și care noi lucrăm, în sensul că ne consumăm, că exercităm. Nu, Dumnezeu are toată puterea. Toată puterea. El este atotputernic. Dumnezeu are toată înțelepciunea. Dumnezeu nu depune vreun efort pentru a implementa providența sa, în sensul că nu se consumă. Dar lucrează, am văzut, se implică, dar nu se consumă pentru a implementa providența sa. După ce criterii? După ce criterii implementează Dumnezeu această providență? După ce criterii lucrează El această providență? Mărturisirea ne spune în felul următor. El conduce în acord cu preștiința sa infailibilă și cu liberul și neschimbătorul sfat al propriei sale voință. Nu vreau să recapitulez acum,
rețineți, dacă ați fost prezenți în lecțiile trecute în care ne-am uitat la preștiința lui Dumnezeu, dacă nu puteți ca să accesați înregistrările, am văzut în capitolul 3 că preștiința lui Dumnezeu nu este pasivă, nu este la fel ca și preștiința noastră. Altfel spus, Dumnezeu nu știe lucrurile pentru că ele se vor întâmpla. Și El pur și simplu e foarte inteligent. Eu, de exemplu, în inteligența mea care mi-a dat Dumnezeu, pot ca să preștiu, să prevăd, să preconizez niște lucruri. Pot să mă gândesc la ziua de mâine și să-mi dau seama cam cum ar putea să decurgă anumite lucruri. S-ar putea să am dreptate. Preștiința lui Dumnezeu nu este așa. Preștiința lui Dumnezeu nu este nici măcar ca și o lupă, un telescop prin care privește prin coridorul timpului și să uită la lucrurile care oricum se vor întâmpla și spune, a, așa se vor întâmpla. Nu. Preștiința lui Dumnezeu este cauza existenței lucrurilor. Lucrurile se vor întâmpla pentru că Dumnezeu știe că ele se vor întâmpla în acel fel. De aceea se vor întâmpla. De aceea vor exista. Eu și cu tine existăm pentru că Dumnezeu a știut că vom exista. A hotărât ca să cunoască că vom exista. Rețineți exemplu acela cu un pictor care stă în fața unei pânze și își pune întrebarea: ce să pictez aici? Ar fi absurd ca pictorul să aștepte ca personajele dinăuntru pânzei să-i spună ce să picteze. Nu este așa? Și de multe ori așa este pictat Dumnezeu. Ca un pictor nebun care stă în infinitate și spune: oare ce ar vrea Cristi să fie? Oare ce va decide Andrei? Acum știu, bun, hai să derulăm istoria pentru că știu ce vor face. Nu. Dumnezeu știe pentru că Dumnezeu hotărăște. Când Dumnezeu a hotărât un lucru, l-a hotărât în mintea sa veșnică și de aceea acel lucru există aici în timp și spațiu. Dumnezeu nu știe lucruri pentru că ele vor exista independent de El. Ele vor exista pentru că Dumnezeu le știe. Altfel spus, dacă Dumnezeu nu s-ar mai gândi la tine, tu n-ai mai exista. E foarte clar. Noi existăm pentru că Dumnezeu permite să facem parte din gândirea sa. Al doilea rând, nu doar în preștiința aceasta activă, ci și în și cu liberul și neschimbătorul sfat al propriei sale voințe. Asta se spune că Dumnezeu nu se consultă cu cineva. Nu este impactat de ceva în afara sa. Nu cheamă pe nimeni la un consiliu să spună cum ar trebui să rânduiesc lucrurile. Dumnezeu hotărăște doar după buna plăcere a voii sale. Nu este nimeni care ar putea ca să-i dea vreun sfat lui Dumnezeu. Să contribuie la înțelepciunea sa. Totul este după buna plăcere a voii sale și spre lauda slavei sale. De aceea mărturisirea spune: întru lauda slavei înțelepciunii, puterii dreptății sale, a bunătății și milei sale infinite. De aceea Dumnezeu face toate lucrurile. Și le face prin puterea sa infinită, le face prin cunoștința, prin înțelepciunea sa infinită și le face după preștiința și după sfătuirea perfectă care există în sinea lui. Nimic din afară nu îl poate influența. Bun. Înainte să mergem la punctul 2, dacă sunt întrebări. M-am hotărât că în această seară voi lăsa întrebări la fiecare punct, pentru că este un capitol foarte vast și dacă este nevoie să împărțim în două lecții, nu este nicio problemă. Este un subpunct destul de dificil și filosofic. Nu o să putem ca să pătrundem de plin în adâncimea lui în această seară, dar trebuie ca să lămurim măcar un aspect ca să fie clar pentru noi, să avem o categorie biblică de gândire care este menționată în acest subpunct. Altfel, felul de gândire biblic nu va face sens pentru noi. Și anume, ce anume este, așa zisă, cauza primară și cauzele secundare, da? În filosofia biblică despre existență, despre cauză și efect, există aceste două categorii de cauze. Cauza primară și cauzele secundare. Și cauzele secundare pot fi după aia împărțite în diverse categorii, da? Cauze secundare a agenților liberi, a oamenilor, cauze secundare naturale, gen cum ar fi o manifestare naturală, o furtună și așa mai departe, adică care nu au agenție liberă și așa mai departe. Dar toate acestea intră în categoria cauze secundare pentru că sunt în comparație, în contrast cu
cauza primară, singular, cauza primară. Ca să înțelegem cum lucrează aceste două lucruri, vreau să vă dau doar două exemple din Sfintele Scripturi. Primul exemplu este din Geneza 50, versetul 20. Este sfârșitul cărții Geneza și este finalul istorisirii despre Iosif. Cu siguranță toți o cunoașteți. Voi cita, citiți în Bibliile voastre, vă recomand să luați diverse traduceri. Voi cita din traducerea GBV, pentru că este singura traducere în limba română care redă în mod corect acest verset. Sper ca în viitor NTR-ul sau altele să-și revizuiască felul în care redau acest verset. Voi, în adevăr, ați gândit sau ați intenționat rău împotriva mea. Dar Dumnezeu a gândit sau a intenționat, a voit bine. Ca să facă așa cum este astăzi, să păstreze viața unui mare popor. Și acum nu vă temeți, vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-a mângâiat și le-a vorbit inimii. Cum aici, în acest verset, avem aceste două versete, avem două cauze. Care este, după opinia dumneavoastră, cauza primară care este descrisă în acest verset? Dumnezeu. Care a fost intenția lui Dumnezeu? A fost bună sau rea? A fost bună. Care este cauza secundară descrisă în acest verset? Frații lui Iosif. Care a fost intenția lor? Rea. Haideți totuși să vedem că lucrurile sunt mult mai complexe și deși există această unică cauză primară, adică Dumnezeu, care are o intenție bună, cauzele secundare care duc la realizarea acestui plan sunt extrem de complexe. Rețineți fiecare istoria lui Iosif. Iosif a primit acea haină de multe culori, da? Și ce s-a întâmplat? Ce a stârnit în frații lui acea haină? Gelozie. Acum ne punem niște ipoteze. Dacă n-ar fi primit-o? Dacă nu se găseau culorile necesare? Dacă primea doar o haină simplă? E posibil că nu s-ar mai fi stârnit gelozia, dar a primit-o. Apoi a avut acele vise în care stelele și luna să pleacă înaintea lui. Dacă nu le-ar fi avut? Dacă nu le-ar fi împărtășit? Poate istoria ar fi alta. Apoi frații lui, la un moment dat, îl vând la o caravană de călători. Dar dacă nu treceau călătorii pe acolo? Dacă nu treceau în acel moment? Dacă nu vroiau să-l cumpere? Dacă îl lăsau acolo și murea? Interesant. Apoi ajunge în Egipt Iosif. Dacă călătorii nu erau din Egipt? Sau dacă erau din Egipt, dar mergeau în altă parte? Și rețineți că este vândut ca și sclav. Și cine ține minte la cine este vândut? La Potifar. Cine a fost acest Potifar? Cine? Reținem? Da, a fost un guvernator, a fost un capitan important în Imperiul Egiptean. Contează lucrul acesta? Dacă era vândut așa la oricine? Nu mai era aceeași istoria lui Iosif, dar nu mai ajungem la aceeași concluzie. Vedeți, există o sumedenie de cauze secundare care conduc la împlinirea exactă a istoriei lui Iosif și fiecare cauză secundară este în concordanță cu propria ei natură. Dacă este o cauză naturală, acea cauză este în concordanță cu natura ei. Dacă este un agent liber, este în concordanță cu natura ei. Dumnezeu n-a mers și i-a forțat pe frații lui Iosif. Frații lui Iosif nu stau acolo și zic, măi, noi nu l-am vinde pe fratele nostru, noi nu l-am ucide pe fratele nostru, dar nu știu, ceva se întâmplă, Dumnezeu ne forțează să facem asta. Nu, ei au vrut ca să-i facă rău fratelui său. Ei au vrut ca să-l vândă. Ei au avut gelozia aceasta în ei. Și Dumnezeu, deasupra, la aceste cauze secundare, guvernează toate lucrurile încât să îndeplinească exact planul său. Exact planul său. Toate aceste cauze secundare nu fac altceva decât să împlinească planul lui Dumnezeu, care este cauza primară. Un alt exemplu.
Fapte 2:23. Cunoașteți tot acest text, pentru că am predicat din el duminică, sau cu o duminică înainte. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Care este cauza primară? Dumnezeu, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, s-a întâmplat lucrul acesta. Care este cauza secundară? Oamenii aceștia, voi l-ați răstignit. Și am putea face același exercițiu să vedem că au existat o sumedenie de variabile care au condus la executarea exactă a planului Dumnezeu în răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiecare cauză secundară, în concordanță cu natura ei, acționează pentru a îndeplini scopurile cauzei primare, adică a lui Dumnezeu. Odată ce înțelegi paradigma aceasta de gândire a Scripturii, lucrurile fac sens. Dacă nu înțelegi, întotdeauna vei avea aceste întrebări într-un fel stupide. Dacă Dumnezeu este suveran peste absolut tot, cum pot eu să fiu liber? Dacă El guvernează totul, atunci înseamnă că oamenii trebuie să facă ce nu vor să facă. Și El, de fapt, este ca și niște marionete. Nu. Dacă înțelegi această paradigmă biblică, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este infinit, Dumnezeu este creatorul, Dumnezeu este veșnic, Dumnezeu este în control peste absolut tot. Iar noi suntem niște făpturi create, libere în parametrii în care am fost creați. Agenți liberi, dar cu liberi între ghilimele. Putem face doar ceea ce vrem să facem, putem face doar ceea ce putem să facem și așa mai departe. Înțelegem această paradigmă a Bibliei, lucrurile fac sens. Viața face sens, universul face sens. Dacă nu, întotdeauna va fi o tensiune și o contrazicere care nu va fi explicabilă pentru tine. De aceea este foarte, foarte important să înțelegi felul în care Dumnezeu lucrează și felul în care noi acționăm. Bun. Punctul 3, dacă poate cineva să-l citească. Mărturisirea ne spune că există două feluri în care Dumnezeu lucrează în providența sa. Mai există multe feluri, dar există două categorii care sunt descrise aici. Primul este prin mijloace sau prin mijloace naturale. Când Dumnezeu rânduiește lucrurile folosind mijloace naturale, El nu contravine. El nu contravine ordinea naturală a creației sale, ci doar o ordonează. Altfel spus, El nu intervine să răstoarne legile naturii care El le-a pus în natură, ci doar ordonează lucrurile prin aceste cauze naturale, prin ordonarea agenților care se află în această lume, pentru a da un rezultat dorit de Dumnezeu. De exemplu, am văzut că Dumnezeu este Cel care hotărăște când o pasăre moare și cade la pământ, da? Și ai spune, ok, mare lucru. Și ce dacă? Dumnezeu poate să rânduiască păsări să cadă la pământ cât vrea, nu mă afectează pe mine. Dar dacă acest lucru foarte natural este ordonat într-un anumit fel încât să impacteze lucrul care te interesează pe tine. Dacă o pasăre cade la momentul exact să ivește de parbrizul unui autoturism, șoferul se sperie, virează brusc, urcă pe trotuar și omoară un pieton. Și acel pieton ești tu. Sau eu. Dintr-o dată, un lucru total banal, un lucru total natural, un lucru care poate fi explicat prin procese naturale, pasărea a murit pentru că a îmbătrânit și a murit. Asta s-a întâmplat. Pasărea a murit pentru că a fost... Nici nu contează. Duce la un lanț de evenimente extrem de semnificativ. Extrem de semnificativ. Și Dumnezeu, în înțelepciunea sa infinită, se poate și se folosește de asemenea lucruri pentru a rândui existența noastră în feluri extraordinare. În feluri extraordinare. De exemplu,
De ce ești aici în această seară? Pentru o sumedenie de motive, dar una dintre ele este pentru că poate te-ai invitat cineva. De ce cunoști pe acea persoană? Pentru că am lucrat împreună cu ei. De ce ai lucrat împreună cu ei în același oraș? Pentru că m-am născut în Zalău. De ce te-ai născut în Zalău? Pentru că mama și cu tata... Și ce ai avut cu asta? Nimică. A, deci până la urmă, în lanțul ăsta care a dus, că a dus să fie aici în această seară, au fost o sumedenie de decizii și de factori, total în afara controlului tău, rânduit de Dumnezeu, prin așa zise procese naturale. Oameni se întâlnesc, se căsătoresc, fac copii în fiecare zi. S-a întâmplat ca unul dintre ei să fii tu, să ajungi în Zalău, și așa mai departe, da? Și Dumnezeu lucrează în providența sa prin mijloace și prin mijloace să le numim naturale. Dar Dumnezeu lucrează și în afara lor. Este liber să lucreze în afara lor. Și anume prin intervenția sa supranaturală. În care El intervine direct, contravine ordinea naturală a lucrurilor și impactează rezultatul evenimentelor. Și fiecare dintre voi ați putea să-mi dați o sumedenie de exemple biblice unde Dumnezeu a făcut exact lucrul acesta. Primul care probabil că ne sare în gând este întruparea Domnului Iisus Hristos. Care a fost un act supranatural. Maria nu a rămas însărcinată printr-un fenomen natural. Și am putea să enumerăm sute de asemenea evenimente în care Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar, supranatural, trecerea prin Marea Roșie. Supranatural. Da? Dumnezeu putea să lucreze cumva prin mijloace, prin alte fenomene și într-un fel natural poporului să scape de egipteni. Dar n-a vrut în acel moment. A vrut ca să intervină în creația sa și corpurile de apă nu se separă în două așa numai că s-au plictisit. Dumnezeu și-a coborât mâna din ceruri, a intervenit și pentru o perioadă de timp a suspendat în acel loc, în acel moment, legile acestui univers care El le-a implementat pentru a-și îndeplini scopurile. Și Dumnezeu poate face asta când vrea El. Este la latitudinea Lui să lucreze în acest fel. Da? Face când vrea El. Deci, important de înțeles că Dumnezeu lucrează prin ambele mecanisme și Dumnezeu este în control de ambele mecanisme. Nimic nu se întâmplă întâmplător. Nimic nu este la voia întâmplării. Da? Nu te-ai născut întâmplător unde te-ai născut. Nu ai lucrat întâmplător unde ai lucrat. Nu ai cunoștințele care ai la întâmplare. Nimic nu este întâmplător. Absolut nimic. Totul este în providența lui Dumnezeu. Și de asemenea, când lucruri extraordinare se întâmplă și când Dumnezeu intervine în mod extraordinar, este intervenția Lui supranaturală pentru a cârmui lucrurile acolo unde el vrea. Bun. Puterea nemărginită, înțelepciunea de nepătrund și bunătatea infinită a lui Dumnezeu sunt exprimate atât de pregnant în providența sa, încât scopurile lui suverane se extind până și asupra căderii omului în păcat și asupra tuturor acțiunilor păcătoase ale îngerilor și ființelor umane. Acest lucru nu înseamnă o permisiune simplă, pentru că el limitează în mod înțelept și plin de putere și prin altă mijloace aranjează și guvernează acțiuni păcătoase, astfel încât ele conduc la îndeplinirea scopurilor lui sfinte. Cu toate acestea, cu toate aceste lucruri, păcătoșenia acestor acțiuni provine în totalitate de la Creator și nu de la Dumnezeu, care este pe deplin sfânt și neprihănit. Iar El nu este și nici nu poate fi autorul sau cel care este de acord cu păcatul. Amin. Două lucruri foarte importante de înțeles de la acest punct. Primul este, Dumnezeu este suveran peste păcat. Păcatul nu este o excepție în suveranitatea, în providența lui Dumnezeu. Nu este clauza de excepție. Da? Biblia nu spune Dumnezeu este suveran peste absolut totul, dar atunci când e vorba de păcat, n-are ce face. Da? Nu spune așa ceva. Asta e primul lucru care trebuie să fie foarte clar și îl vom detalia. Și al doilea este Dumnezeu nu este autorul păcatului și nu acționează vreodată într-un fel păcătos. Da? Și aceste două trebuie păstrate exact așa. Dacă pendulezi într-o parte sau în alta, în mod greșit, poți fi în gravă eroare sau erezie. Primul, Dumnezeu este suveran peste păcat. Mărturisirea spune lucrul acesta extrem de clar.
încât scopurile lui suverane se extind până și asupra căderii omului în păcat și asupra tuturor acțiunilor păcătoase ale îngerilor și ale ființelor umane. Acest lucru trebuie să fie clar. Dacă Dumnezeu nu ar fi îngăduit păcatul, păcatul nu ar fi existat. Păcatul nu ar fi fost posibil. A spune că păcatul s-a întâmplat și Dumnezeu pur și simplu a fost surprins de asta, este o imensă erezie. Atacă la suveranitatea, la tot știința lui Dumnezeu. Păcatul împotriva lui Dumnezeu nu este voia lui în sensul că nu este un precept sau o poruncă a lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a poruncit vreodată cuiva să păcătuiască împotriva lui. Dar nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a permis, a îngăduit căderea omului în păcat, că și toate acțiunile păcătoase ale oamenilor care au decurs din aceasta. Mărturisirea specifică bine. Acest lucru nu înseamnă o permisiune simplă. La ce se referă mărturisirea când spune aceasta? Se referă la faptul că Dumnezeu, în îngăduirea căderii omului în păcat, totuși nu lasă creația sa să facă tot ceea ce ar vrea. Nu lasă ca oamenii să facă tot ceea ce și-ar dori, să păcătuiască cât de mult ar vrea ei. El rămâne suveran peste absolut întreaga creație, inclusiv peste păcatele lor. Și mărturisirea explică. Pentru că El limitează în mod înțelept și plin de putere și prin alte mijloace aranjează și guvernează acțiuni păcătoase, astfel încât ele conduc la îndeplinirea scopurilor Lui sfinte. Altfel spus, Dumnezeu îngăduie ca omenirea să cadă în păcat, Dumnezeu îngăduie ca oamenii să păcătuiască, dar nu spune, acum că ați căzut în păcat, faceți ce vreți. Mă retrag. Păcătuiți cât vreți, cum vreți. Nu. Dumnezeu răstrânge voințele păcătoase ale oamenilor în fiecare moment. De ce de fiecare dată când cineva are un sentiment de ură, de genul, vai ce l-aș strânge pe ăla de gât, nu-l strânge de gât? V-ați întrebat vreodată? Și în trafic sau un oarecare om e în trafic, îi taie calea cineva. Dacă vreodată visitați Statele Unite și mergeți în Texas, fenomenul ăsta de angst, de nervozitate în trafic este total altfel când ești în statele unde este permis purtarea liberă de arme. Când ai cale la cineva și după aia vezi că are pușca în spate la mașină, altfel parcă stau lucrurile. Da? Sau când te bați de cineva într-un magazin și nu știu, îl calci pe picior și după aia vezi pistolul la brâu, parcă altfel stau lucrurile. De ce nu te-ar împușca pe loc? Dacă se nervează. Ce-l face în acel moment, de exemplu, să zică, măi, calmează-te? Păi multe lucruri. Păi de o parte este frica. Frica de ce? Păi frica de guvernanți, frica de poliție. Bun, aceea de unde vin? De ce există ordine în lumea aceasta? De ce există poliție? De ce există guvernanți? Ne spune că Dumnezeu a rânduit pe cei care au puterea sabiei ca să laude ce este bun și să pedepsească ce este rău. De ce mai ar fi motiv? Păi poate există ceva în el care îl oprește. Dar de ce ar exista ceva în el? Pentru că Biblia spune că inima omului este îndreptată doar spre rău. Vezi, Dumnezeu în fiecare moment acționează să restrângă voințele păcătoase ale oamenilor în așa fel încât să nu păcătuiască în toate felurile în care și-ar dori. De asemenea, Dumnezeu restrânge posibilitățile oamenilor de a păcătui în fiecare moment. Sunt oameni care poate ar face anumite crime, dar n-au posibilitățile. Poate ar împușca pe cineva, dar n-au un pistol. Poate ar face o anumită crimă financiară, dar nu au cunoștințele necesare. De ce nu le au? De ce n-au aceste posibilități? Pentru că Dumnezeu, în providența sa, a restrâns aceste posibilități. Altfel spus, dacă Dumnezeu ne-ar lăsa să păcătuim cât am vrea noi să păcătuim, dacă Dumnezeu ne-ar da posibilitatea și puterea și ne-ar ține în viață de a păcătui cât am vrea noi, lumea aceasta ar arăta total altfel. Total altfel. Cea mai violentă
țară la care ne putem gândi. Nu știu, undeva în Orientul Mijlociu sau cine știe unde. Unde rata crimei este la maxim, unde rata violului este la maxim. Nu este cât de rău ar fi dacă Dumnezeu și-ar retrage total mâna providenței sale. Și ne-ar lăsa să facem ce vrem noi. Gândiți-vă la lucrul acesta. Dacă Dumnezeu n-ar restrânge voințele oamenilor păcătoși și posibilitățile oamenilor păcătoși, nu există vreun motiv pentru care oamenii n-ar comite fiecare crimă, fiecare gând urât care le trece prin cap. Deci, Dumnezeu a îngăduit căderea în păcat și păcatele oamenilor, dar nu într-un mod simplu. A plonjat lumea în păcat și s-a substras. Ci în suveranitatea sa, prin providența sa, pentru un scop glorios, el răstrânge, ordonează pe făpturile sale, care sunt păcătoase, și lucrează în așa fel încât ele, aceste făpturi păcătoase, chiar și prin păcatele lor, să împlinească în mod liber planul și scopul bun și glorios al lui Dumnezeu. Altfel, dacă le-a lăsat pe cont propriu, am fi în iad. Am fi în iad. Aici, pe pământ, am fi în iad dacă fiecare dintre noi ar păcătui tot timpul când avem îndemnul de a păcătui. Gândiți-vă doar la viața voastră. Eu mă gândesc la mine. Dacă de fiecare dată când mi-a venit un gând păcătos în minte, l-aș fi săvârșit, cum ar arăta viața mea? Gândiți-vă cum ar arăta viața dumneavoastră și gândiți-vă cum ar arăta viața noastră colectivă. Deci aceasta este unul. Dumnezeu permite, îngăduie această cădere în păcat, îngăduie acțiunile acestea păcătoase și le coordonează, le restrânge în așa fel încât planul său să fie îndeplinit. În al doilea rând, Dumnezeu nu este în niciun fel autorul păcatului. Nu este în niciun fel autorul păcatului și nu acționează vreodată într-un fel păcătos. Vă citesc un citat care face punctul acesta mult mai lucid decât l-aș putea eu, de la Stephen Shamrock, și cred că va desluși pentru dumneavoastră acest punct. Dumnezeu nu a voit, adică nu a decretat păcatul prin voința sa preceptivă. Nu a fost întemeiat, păcatul n-a fost întemeiat sau produs de vreun cuvânt al lui Dumnezeu, precum a fost creația. Dumnezeu nu a zis vreodată să fie păcat pe pământ, precum a zis să fie lumină. Dumnezeu nu decretează sau nu voiește păcatul prin a imputa sau a infuza dorința sau practica păcatului cuiva. Căci Dumnezeu, ne spune Scriptura, nu poate fi ispitit de rău și El nu ispitește pe nimeni. Iacov 1:13. El nu decretează sau nu voiește păcatul prin faptul că îl aprobă. Este detestabil păcatul pentru Dumnezeu. Totuși, voința decretului Dumnezeu este într-un fel paralel sau concomitent cu păcatul. El nu voiește păcatul, propriu zis, dar voiește să nu-l împiedice. Să voiască păcatul ca și păcat, adică de dragul păcatului, ar fi o pată care nu poate fi ștearsă deasupra lui Dumnezeu, dar să voiască, adică să-l permită, pentru un bine suprem, este spre slava înțelepciunii sale infinite. Păcatul nu și-ar fi ridicat capul, adică n-ar fi existat. Dacă n-ar fi fost vreun decret al lui Dumnezeu cu privință la păcat și nu ar fi existat vreun decret referitor la păcat, dacă Dumnezeu n-ar fi intenționat să aducă ceva bun și glorios prin păcat. Dumnezeu voiește permisiunea, îngăduința păcatului. El nu voiește în sensul pozitiv păcatul, dar voiește să-l permită. Și deși El nu aprobă păcatul, El aprobă actul voinței sale prin care îl permite. Deși Dumnezeu urăște păcatul, ca și fiind împotriva sfințeniei sale, totuși nu a urât să permită păcatul ca și fiind subordonat, adică să-i slujească spre imensitatea înțelepciunii sale și spre gloria sa. Extraordinar. Extraordinar. Dumnezeu este suveran peste păcat, dar Dumnezeu nu este în niciun fel mânjit, atins, autorul, implicat în sensul culpabil în păcat. Înțelepciunea lui Dumnezeu referitor la păcat este că în providența sa
Dumnezeu îngăduie ca făpturile sale să păcătuiască și să folosește de aceste dorințe și acte păcătoase pentru a aduce în existență scopurile sale glorioase. Dumnezeul nostru este așa de extraordinar, încât și lucrurile acestea urâte și murdare, El le poate folosi pentru a arăta slava și gloria Lui. Și Scriptura ne spune că Dumnezeu a îngăduit aceste păcate și a îngăduit aceste vase de ocară, că la un moment dat să-și arate dreptatea Lui în judecata păcatului. Și de asemenea, sunt vasele care sunt rânduite spre milă și spre har, pentru a arăta bunătatea Lui Dumnezeu și dragostea Lui Dumnezeu și harul Lui Dumnezeu și mila Lui Dumnezeu. Bun. Punctul 5. Cine poate să citească punctul 5? Un voluntar. Punctul 5. Dumnezeu care în mod perfect, înțelept, drept și plin de har, adesea își lasă chiar proprii copii printr-o vreme să fie expuși la ispite felurite și să fie afectați de corupția inimilor lor. El face acest lucru pentru a-i disciplina, pentru păcatele lor trecute sau pentru a le arăta puterea ascunsă a corupției morale și a înșelăciunii existente încă în inimile lor. Astfel încât să-i smerească prin aceste lucruri și să-i aducă la o dependență mai apropiată și mai continuă de El pentru a căpăta o susținere și pentru a-i face mai atenți pe viitor cu privire la ocaziile de a păcătui și pentru alte scopuri drepte și sfinte. Așa că orice se întâmplă cu oricare dintre aleșii Lui are loc datorită planului Său cu scopul de a aduce slavă Lui și spre binele acelor persoane. Bun, deci Dumnezeu în providența Sa îngăduie chiar și noi copiii Lui să păcătuim. Și câteva aspecte subliniem. 1. Pentru o vreme. Da? Este o îngăduință temporară pentru copiii Lui. Al doilea lucru, de ce face asta? Și ni se dau câteva motive. 1. Este pentru a-i disciplina. Dumnezeu îngăduie ca noi să păcătuim ca să ne disciplineze. 1 Corinteni 11 cu 32 ne spune: dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Al doilea motiv este pentru a le arăta păcătoșenia. Dumnezeu vrea să ne arate ce suntem încă. Suntem în trupul acesta de carne și vrea, arătându-ne aceasta, să lucreze noi sfințenie. Evrei 12 cu 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei o roadă dătătoare de pacea neprihănirii. 3. Pentru a-i face mai atenți încât să nu păcătuiască. Da? Dumnezeu lucrează aceste evenimente în viața noastră, le îngăduie ca să ne atragă atenția la inima noastră și să fim mai atenți. 1 Corinteni 10 cu 12 ne spune: astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. De multe ori credem că suntem bine mersi și nu realizăm lucrurile ascunse care le avem în inima noastră și Dumnezeu îngăduie anumite situații în care cădem, spunem o minciună, facem o faptă care trebuie să o facem și ne dăm seama, stai un pic, lupta cu firea încă trebuie să fie puternică. Firea pământească încă trage tare de mine. Deci, providența lui Dumnezeu folosește inclusiv păcatul din viața credinciosului, 1, spre glorificarea lui Dumnezeu și 2, spre binele credinciosului. Noi credem că dacă Dumnezeu îngăduie aceste perioade în viața noastră, în cele din urmă sunt spre binele nostru și spre gloria Lui. Altfel, ce șansă mai avea și ce speranță mai avea să ieșim din aceste stări? Și acum, în contrast cu aceasta, mărturisirea ne vorbește despre felul în care Dumnezeu lucrează cu cei care nu sunt ai Lui. Punctul 6 spune: în ceea ce privește pe oamenii răi și stricați, Dumnezeu, ca un judecător drept, îi întunecă și îi împetrește din cauza păcatelor lor. El nu numai că ascunde harul Său, de aceea care trebuie să fi fost luminați în înțelegerea lor și afectați în inima lor, dar chiar uneori El retrage de la aceste persoane darurile pe care le aveau și îi expune la situații pe care corupția din ei le transformă în ocazii de a păcătui. Mai mult, Dumnezeu îi lasă pradă poftelor lor proprii, ispitelor lumii și puterii satanei, astfel încât ei singuri
se împietresc, utilizând exact aceleași mijloace pe care Dumnezeu le folosește pentru a înmuia pe alții. Deci, nu este la fel pentru cei răi și stricați, pentru fiii mâniei, cum este pentru cei care sunt copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu acționează asupra lor, nu ca un tată iubitor, nu ca un tată care îi corectează spre binele lor, ci ca un judecător drept. Și îi întunecă și îi împretrește din cauza păcatelor lor. Cum? Asta e întrebarea fratelui Andrei. Cum face asta? Dumnezeu nu lucrează împietrirea la fel cum lucrează pocăința și credința. Una este o lucrare activă, Dumnezeu implementează pocăința în noi. Dumnezeu implementează credința în noi. Dumnezeu implementează sfințenia în noi. Dar când Dumnezeu împietrește, când Dumnezeu orbește, Dumnezeu nu implementează ceva ce nu era deja în acea persoană. Acea persoană nu vedea și Dumnezeu vine și îl face orb. Acea persoană nu avea o inimă de carne și Dumnezeu o transformă într-o inimă de piatră. Dumnezeu nu implementează ceva nou, ci pur și simplu lasă să ia curs ce este existent. Doar își retrage influența sa pozitivă, restrângerea sa și lucrarea harului său general. Cum ziceam, pentru ca să existe întuneric, nu trebuie făcut ceva, dar trebuie să nu fie lumină. Dacă curentul n-ar mai merge pe instalația aceasta, dacă sursa puterii necesare să facă lumină n-ar mai pulsa prin instalația aceasta, ar fi întuneric. Atât trebuie să existe. Absența luminei. R.C. Sproul zice în felul următor. Nu este precum Dumnezeu își întinde mâna asupra păcătoșilor ca să creeze în ei noi dorințe păcătoase în inimile lor. El doar își retrage mâna restrângerii păcatului și îi lasă să facă ceea ce vor. Fratele Andrei v-a mai explicat în trecut, lucrarea aceasta lui Dumnezeu este asimetrică. Este extrem de activă în implementarea credinței, în susținerea credinței, în lucrarea pocăinței, în lucrarea sfințeniei. Dumnezeu ne dă voințe care altfel nu le aveam. Dumnezeu ne dă puterea și dorința ca să împlinim lucruri care altfel n-am vrea să le împlinim. Dumnezeu ne dă o nouă inimă, o nouă dispoziție. Dar nu este la fel cu cei care sunt în păcat, cu cei care sunt lăsați în păcat. Dumnezeu pur și simplu îi lasă în păcatele lor și îi lasă să facă ceea ce vor ei. Dumnezeu nu trebuie să convingă pe cineva să spargă o bancă sau să violeze sau să comită o crimă. Dorințele acestea sunt deja în ei. Ca atare, există o lucrare asimetrică în providența lui Dumnezeu, în felul în care se direcționează înspre copiii lui și în felul în care se direcționează înspre cei care sunt fii ai mâniei. Și 7. Și aici încheiem și dacă mai sunt timp și dorințe de întrebări mai putem discuta. Deși providența lui Dumnezeu ajunge să se exercite în general asupra tuturor ființelor, totuși El se îngrijește de biserica sa într-un mod foarte special și conduce toate lucrurile spre binele bisericii sale. Dumnezeu este în control în providența Lui asupra tuturor lucrurilor. Dacă crezi asta, promisiunea din Romani 8:28 este valabilă pentru tine. Dacă crezi că El are o grijă specială, o dragoste deosebită pentru copiii Săi și are și puterea să-și implementeze toate scopurile Lui, atunci tu poți ca să pleci acasă cu această încurajare. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Și rețineți că aceste lucruri despre care vorbește Apostolul Pavel nu sunt doar flori și concedii, ci sabie și persecuție și foamete. Și toate lucrurile din viața ta care nu fac sens. Și toate suferințele prin care crezi că nu o să reziști. Diagnosticuri de la medici care crezi că n-am cum să mai rezist la încă o operație, la încă o problemă. Și toate mormântările la care crezi că mai bine ai fi tu în groapă. Dacă nu crezi că Dumnezeu este în control peste toate lucrurile, dacă nu crezi că El este puternic, suveran, înțelept, drept, bun și în providența sa rânduiește totul, ce speranță mai ai? Dar dacă știi în lumina Scripturii că El este singurul Dumnezeu adevărat,
El este atotputernic, El este suveran și în providența Lui El lucrează toate lucrurile spre binele celor ce-L iubesc pe El și spre slava și spre lauda gloriei sale. Viața are sens. Ai speranță pentru ziua de mâine și mai important decât atât, ai speranță pentru veșnicia ta în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.